este minunat când îmi intră pe ușă și ei le spun, când vine unul sau altul, le spun, veniți cu toții. Pentru că primul contact pe care trebuie să-l aibă copilul cu stomatologul este să-și vadă mama sau tatăl liniștit pe scaunul sau altul. Ăsta e primul contact. Chiar dacă poate nici nu-l bagă în seamă sau mulți sunt, se bagă acolo într-un colț, se joacă, nu contează. Ei observă, copiii sunt bureți, da? Văd că mama este liniștită pe scaunul stomatologului. Grozav. Nu e nimic periculos. Periculos. De acolo începe încredere. Uh-huh. Apoi mi se joacă prin cabinet, îmi deschid sertarele, cu părinții zic, mai lăsa, nu, oprești. Nu, lăsați-mi în pace. Tu ești deci tată, fac un haos. Tată, câți copii ai, Daniel? Am trei fete. Trei fete. Trei fete, vai de mine. Haos prin cabinet, nu e niciun fel de problemă, lasă, își facă toate menele și singur se așează. Ăla e momentul. Așa am făcut și copilele mele. Deci oricum se învârtau până în cabinetele. Hai să mă ajut și pe mine cu pacientul, să fiți ajutoare. Singure s-au așezat. Una la trei jumate, diferit. Toți suntem diferit. Una la trei ani jumate, alta la patru ani și ceva. În momentul în care s-au așezat, le-am făcut aceste armuri care nu sunt altceva decât o dezvoltare, o evoluție a sigilărilor. Bineînțeles, fără flor. Sigilările, din nou, conțin flori care se eliberare continuă, ca amalgamul, vă dați seama. Același lucru, ca amalgamul care elimină ion de mercur, sigilările elimină ion de flor. Daniel, explică puțin, sigilări însemnând? Sigilările sunt închidere fosetelor. Deci, cum se fac la copii, închiderile de fosete, o idee absolut perfectă ca și gândire, însă materialul acolo s-a zbârcit un pic și după apoi în modul în care se aplică. Armurile, e o pastă, e un compozit, da? Temporar, cumva, pentru că se și macină între timp, în fine. Are o altă gândire. Armurile nu sunt foarte departe ca și gândire. Deci ce fac? De asta ziceam că sunt și tratamente ale dinților sănătoși. Curăț cu niște freze, bineînțeles, anestezie, chiar dacă sunt chirurg, folosesc extrem de rar. Doar în cazul... Asta ne dorim cu toții, noi nu deci vrem armuri anestezie nu există, la armuri nu facem anestezie. Okay, perfect. Zero. Iar când trebuie să o fac și atunci, iar instrument, am un pistol foarte special care e în continuitatea degetelor cu un ac pe care nici nu-l simți când intră, fac cu o zecime din cantitate din efectul de... Exact, când chiar trebuie. Dar nu vreau să ne depărtăm de armuri. Așa. Deci ele sunt practic un al doilea zmalț. De unde mi-a venit această idee? Nu numai din cauza închiderilor fosetelor pe care, sincer, nu știu, aș fi vrut ca măcar colegii mei să fost interesați să uită la un dinte la microscop. Iar la microscopul copilului. Fosetele sunt acele adâncituri în dinți, da? În cei posteriori. Da, uneori apar și la incisiv, găurele, da? Care practic sunt zone de minimă rezistență. Exact. Sunt zone unde se poate infiltra placa bacteriană, bacteria și începe procesul de fermentație și caria însăși. Una din axiomele mele este și aceasta. Caria nu trebuie să treacă niciodată de smalț. E axiomatic. Din păcate, colegii mei, când o văd în smalț, mai merge, mai stăm. Nu vreau să știu rațiunile pentru caria. Dar pentru mine, caria nu trebuie să treacă de smalț. De ce? Pentru că e ca și când un glonț trece de vest anti-glonț. Face ravagii, da?